Bună! Astăzi voi pregăti o cremă de vanilie cu ou sau cremă de patiserie. Crema este ușor de realizat, cu ingrediente la îndemână. Am pregătit 500 ml lapte, 100 de grame zahăr, 4 gălbenușuri, 2 linguri pline cu făină, esență de vanilie și un cubuleț de unt de 30 de grame. Într-o cratiță, pun laptele la înferbântat, fără să fiarbă, păstrând aproximativ 150 ml. La rețeta originală de cremă de patiserie se folosește o păstaie de vanilie și coajă de la o lămâie, fără partea albă, care se lasă la infuzat în acest lapte fierbinte. Dar cum aceste ingrediente nu sunt întotdeauna la îndemână, eu voi folosi doar esență de vanilie. Acum pun laptele la înferbântat. Pun laptele rămas, făina, să vă arăt cam așa, două linguri pline cu vârf. Pe care le dizolv bine în laptele rece, fără să facă cocoloașe. Las la o parte. Voi lua alt bol în care pun cele patru gălbenușuri, zahărul tot și amestec. Culoarea cremei este dată de culoarea gălbenușurilor, care trebuie să fie galbene. Acum voi pune făina dizolvată în lapte. Amestec totul. Între timp, laptele s-a încălzit. Și voi turna ușor, înșuvoi subțire, tot laptele. După ce am amestecat totul bine, vedeți ce simplă este crema de făcut. Voi turna înapoi în vasul în care am fiert laptele. Se pune la foc mic, amestecând încet, fără oprire. Crema s-a îngroșat, o lăsăm să clocotească puțin, tot amestecând.
ca să fiarbă bine făina. Încă circa un minut. Adaug esența de vanilie, o linguriță, observați ce textură fină are. Pun și cubulețul de unt. Acum voi închide aragazul și pun cubulețul. O răstorn într-un vas. Crema când se răcește se va întări foarte bine. O las 5 minute și apoi o acopăr cu o folie. Ca să nu prindă crustă, să se răcească. Când s-a răcit, o punem la frigider și o păstrăm acolo până o folosim. Așa arată crema răcită. Vă arăt consistența ei. Observați cât este de fină. Deși este realizată cu făină, este la fel de fină ca cea cu amidon. Se poate folosi la diverse prăjituri. În speranța că v-am fost de ajutor, vă mulțumesc că mă urmăriți!